Hai că mai aveam puțin și exageream de-a dreptul cu pauza asta. Adică se mai odihnesc oamenii, dar se mai și întorc pe YouTube, dacă tot au apucat-o pe calea asta. Era să-mi fac și eu cruce, nu știu dacă ai văzut. Îmi plecasem una dreaptă, nu știu dacă... De data asta e așa. 4 băieți s-au așezat la o masă. 3 au scris un film. Team building. Deci, practic se poate întâmpla orice. Știi cum e ca la pușcării, la dușuri? Se și reglează niște meciuri. Da, da, se da. Și se spun niște chestii, cuțit, cuțit. Că e cuțit de friptură, e altceva, dar tot... În fine, copii, dacă aveți părinți prin jur și nu aveți sunetul în căști, goniți-i. Goniți-i din fața ecranului. Până n-apucăm noi să scăpăm porumbei din colivie. Căci azi, unde ne îndeamnă și subiectul, e ceva mai explicit întâlnirea. Da, îmi place că noi evităm să zicem stecaci, da. Și zicem toate tâmpenile zic posibile. Non-stop, dar voi sunteți treaba mare, felul 2. Căchiți! Hai, da. Mai fac semne, îmi scot la un moment dat, dau cu ea de revistele dar de jazz și toată lumea e vagin. Mamă, și premiera e sâmbătă la 9 dimineața. Tare! Nu, tu ești băiat deștept, dar e o problemă. Muncești prea mult. Și asta e o problemă? Sau... Nicu, ăsta e prost? Da, șeful. Tu mi-ai spus că e deștept. Ești prostă? Da, șeful. Bine ne-a regăsit. Hai să luăm câte o gură de cafea fiecare să fie într-un ceas. Doamne ajută! Sănătate! Doamne ajută! Cappuccino. Zicem așa, cum se obișnuiește. Cheers. Cappuccino, care l-are mai transparent, care mai puțin transparent. Aspru. Cum l-ați vrut, pe lung, pe scurt? Pe lung, pe scurt. Adevărul e că la un moment dat trebuia să se facă și filmul ăsta despre team building, această invenție frumoasă de care ne-am lovit cu toții, sper cel puțin odată, nu știu. E cineva care n-a fost pe bune într-un team building? Ah, bine, am fost invitat să fac show, dar... Nu mă, să trăiești? Păi da, dacă eu nu muncesc, Andy, unde? Dacă eu n-am muncit o zi, la ce timp? Să mă duc în vacanță de la vacanță? Da, ai văzut că e un alt fel de vacanță team building-ul, de fapt. Da, e de, cum îi spune, nu neapărat exorcizare, dar ceva de scos răul ăla strâns în timpul anului, hai să scoatem răul. Să scoatem răul, răul care banii firmei, noi. Știi? Da. Dar chiar mă, tu când ai auzit prima oară de team building, Nicuțule, ce ai crezut că e? Am crezut că ne vedem să vorbim despre scenariu. Să bem ceva la Împăratul Romanilor în... Unde s-a petrecut prima întâlnire. Da. Cine a aprins fitilul? Bro? A fost o discuție între mine și Cosmin despre un potențial film cu o reuniune de liceu. Da. Asta venind după Miami Beach, am zis, bă, hai că știm acum care e treaba, hai să facem și noi unul ca lumea. Dar după mai multe ședințe creative ne-am cam împotmolit așa puțin cu ideea aia și am zis, bă, hai să facem ceva total diferit. Și pe aia s-a alăturat Alex și s-a născut team building. Am prins fitilul și aveam o canistră de benzină și am zis, stai puțin că poate fi mai mare. Eu pe tine te bănuiesc că tu te-ai încărcat puțin pe timp, cu team building până în film, ca să zic așa. Am apelat și la memorie lucrând în corporație, dar noi practic am zis, mă, ne trebuie un 300.000 de ceva. Am avut cu băieții grei bombardieri. În Miami am prins un 300.000. Tabăra Five Gang se duce așa. Unde mai găsești tu 300.000 de oameni cu un interes comun? Ești primul nemoldovean care zice corect 300.000. Bă, da? Nu 300.000? 300.000. Ce se întâmplă 300.000. cu tine? 300.000. E, vezi? Bucureștiu? 300.000. Nu le înflori. Zi direct 300.000. Păi am și sânge de Brăilan de aia. De la Brăila, mă, bravo. Ce în ADN acolo? Corect. Bă, terminați, mă, că acolo nu e Moldova. Oh. Ți-ai luat puncte pe asta. O să mai treci pe acolo. Da. Când se face podul. Da, bă, deci chiar voiam să știu cine s-a încărcat atât de tare, că s-a acumulat mult. Și într-adevăr, team building-ul mie mi se pare, ideea de team building, acum și imediat trecem și la film, ideea de team building, noțiunea asta de team building, mi se pare că a încărcat bine poporul nostru. Adică s-a pus, s-a așezat cărămidă peste cărămidă și le era clar că la un moment dat cineva o să zică, bă, stați, bă, că nu se mai poate.
E acea chestie în care jumătate din corporație o așteaptă, abia o așteaptă și jumătate se tem de ce o să iasă de acolo și... Care jumătate să... Sunt. No. Băi, de management, poate. Team building e, știi cum e, ca la pușcării, la dușuri. Se și reglează niște meciuri. Da. Și se spun niște chestii, cuțit. Că e cuțit de friptură, e altceva, dar tot... Și de obicei se începe de vreme, din ce am observat când am fost invitat, că încep de vreme cu cafea din asta, da? Și încep să-și dea de la micul dejun, așa. De cum ai ajuns. Păi... Și începea și... Ce faci, boșnoacă, ai ajuns, să? Păi băga, știi? Și începe... Dar de acolo o ia. Ușor, ușor, pui lemne, pui focul, pac, și seara deja e... E ruptă. Se zic toate. Da. Oricum e sindromul primei zile la în care toată lumea se duce direct pe burtă. Adică... Exact. Mie îmi pare că din punctul ăsta de vedere, sau și din punctul ăsta de vedere, filmul surprinde foarte bine. Pentru că tu nici nu trebuie să ajungi. Adică gașca din Oltenia... A explicat foarte bine conceptul de team building, chiar fără să spună nimic, după părerea mea. Dar ai văzut, iartă-mă, strânsa legătură între excursiile pe care le făceam la școală și craiovenii? Deci exact chestia aia, știi, când făceai excursii la școală și mergeai cu autocarul și când ajungeai la Bran, deja nu prea te mai interesa că e Bran, nu e Bran. Era împăratul muștelor. Da. Era, aveai Tanita la drum... Ascultai Tanita, gustai Tanita, era... Știi? Tanita Tikaram. Tanita Tikaram. I twisted my sobriety. Exact, exact. Și ciocolată. A zis Alex una foarte bună și care este și prima chestie din film, când începe filmul, zice, e o poveste total fictivă, inspirată din 100 de povești reale, ceea ce e foarte adevărat. Băi. Și asta, da, 100 de povești reale, să spunem, am furat noi câte ceva din fiecare. Am și scos niște chestii pe care nu le-ar fi crezut nimeni nici măcar într-un film. Dar da, am adunat povești de la corporatiști, tot felul de povești și aproape fiecare scenă are un sâmbure de adevăr în filmul ăsta. A, deci s-a mers pe un fel de research înainte. Da, pe research și pe povești strânse și când eram în corporație și de la alți corporatiști, inclusiv acești oameni de la audit. Când lucram la birourile Satanei, da? Erau acești oameni 12 ore pe zi tastând acolo, păreau că n-au viață și cineva mi-a zis, o rebe care e și în film, a zis, păi da, dar ei n-au viață acum, dar două zile pe an se nenorocesc cu droguri, cu bătaie, cu... S-au dus băieți în cauză, se duseseră, deși erau niște pișpirii așa tocilari, devastaseră un bar din sat, că nu mai rămăsesă fără băutură la 4 dimineața, dacă te uitai la ei, nu puteau să țină un lift, da, păi... Ceea ce e foarte greu, că un bar la sat să fie demolished, da, păi, adică dacă ești bodyguard și nu poți să faci chestia asta, da, păi dacă ești un pișpiriu așa care bate, Gig, care are mușchi la degete, da. Știi? Printre poveștile care n-au intrat, da. Ocazia să le spunem, două au fost atât de ciudate încât am zis, bă, nu o să, n-o să le creadă lumea. Nici. Una a fost cu un team building undeva la mare, un tip și o tipă care... erau căsătoriți, fiecare cu altcineva au făcut sex și peste câteva luni tip așa de seama că e gravidă cu gemeni și au trebuit să divorțeze și să se căsătorească. Mamă! Da, și am zis, nu cred. Ai zis că e pusă cu mâna asta. Nu e, da. Da. Și alta la fel, tot așa, cu mereu e ceva sex la mijloc, un tip care și-a surprins soția, da? Cu șeful în team building și drept lucra și el și șeful a rezolvat-o foarte elegant, l-a transferat undeva în Norvegia sau Suedia. Pe un salariu mai bun. Da. I-a făcut un bine forțat. Ca să zic așa, l-a promovat pe orizontală. Da. Nice. I-a dat un întuneric. Kind reminder, mai sunt 3 săptămâni până la team building și încă mai sunt locuri libere. Ah, kind reminder, oare fiindcă de 3 ani încoace ne bat colegii de la Cluj? Mi-am uitat și eu portofelul acasă. Dați-mi și mie drumul, vă rog, da? Paza! Mama, a chemat mascați. Stai, bre! Bun, pe scurt, ca să înțeleagă oamenii de ce ne-am adunat aici, ne-am adunat cu ocazia unui prilej important din viața cinematografiei românești. A mai apărut un film. Comercial. Comercial și de comedie în același timp, că trebuie precizat și lucrul ăsta. Deci un film la care publicul e de așteptat să râdă și eu cred că o să și râdă din plin, adică nu văd de ce n-ar face lucrul ăsta. Copiii s-ar putea să aibă confirmări. Pentru că, desigur, ei știu mult mai multe lucruri decât adulții, dar poate că unele dintre ele sunt la nivel de bănuieli, mă gândesc și eu, zic, nu știu, știi, speri
tu când ești părinte și sper lucrul ăsta, dar după aia de fapt descoperi că e doar în căutare de confirmare fiecare copil. Și în rest, cred că a fost distracție maximă de la scrisul scenariului, nu știu de ce am bănuial asta. A fost și n-a fost, că noi am scris suficient material cât pentru două, practic. După aia doar ne-am chinuit să vedem cât înghesuim, cât să rămână, bă, dar și asta e bună. Ăsta a fost triunghiul, da? Da. Triumviratul. Și, dar și filmat, adică prima versiune a filmului a avut o oră 50 și... Două ore și un sfert. Și acum are o oră jumătate. Din ce am tăiat, adică noi și după ce am tăiat, am mai tăiat. Tot ați mai tăiat. Vreo 40 de minute, da. Nu v-ați îndurat să le lăsați, ca să zic așa. Să știi că a venit și de la entuziasmul care a crescut între noi trei, la fiecare ședință în parte se adăugau lucruri. Eu țin foarte bine minte ședința în care... La un moment dat noi discutam să fie un film într-o corporație. Căci am, bă, dar avem atâtea glume în corporație, în birou, hai să stăm în birou ăla până la final și mergem în team building altă dată. După care am zis, nu, dar putem să mergem în team building cu ăștia și hai să se bată cu unii. Bă, și a venit ideea cu, da, hai să se bată cu mai mulți. Și așa au apărut găștile din Craiova, din Moldova și noi eram și hai și aia și fac și aia și pe aia se bat acolo și pe aia și aia acolo și noi din entuziasmul ăla ne-am dus mult ne-am dus și pe aia când am ajuns ne-am început să ne lovim de mai multe probleme și de producție și de edit și de așa și pe aia am început să tăiem da, de acolo au dispărut vreo două personaje fix înainte de filmare, a trebuit da. Să tăiem, erau găștile mai mari. Mai mult. Bă, dar deja suntem prea mulți, numai e o armată de oameni, dacă mai dublezi câte doi oameni la fiecare echipă. Da, chiar și așa, cred că Micuțu a zis, e după Revoluție filmul cu cei mai mulți actori de comedie într-un scenariu comic. Bă, înseamnă că v-ați permis să aveți relații apropiate cu ei, că nu cred eu că bugetul a fost ceva... Da, a fost de relații, adică da, mult s-a mers pe prietenie. Mult s-a mers pe prietenie. Cum se merge azi, în filmul românesc, dacă vrei să ieși cu el până la capăt. Da, dar din ce știu, i-a și atras scenariul, pentru că li s-a părut foarte bun. Chiar cu Pavlu discutam despre asta exact la filmări, cu Șerban Pavlu, și îmi spunea că e prima oară când vede în sfârșit exploatată treaba asta de zone, de regiuni ale țării, știi? E foarte Ardeal, așa e. Oltenia... Moldova. Chiar voiam să întreb cine a oferit consultanță pentru fiecare zonă în parte, că s-au pus degetul pe niște răni. Eu cred că am avut noi norocul de a avea cumva în cast și oameni cam din fiecare regiune. Și oameni din Moldova, Adi Nicolae ne-a explicat foarte ușor partea de fotbal și ce înseamnă zona aia de Oltenia, Geo care este de acolo. Da, Adi, exact din prisma fotbalului. El acolo de la fotbal știe despre regiune. Le-am dat și libertatea asta, zis, bă, sunteți personaje colective, nu putem să vă punem în gură fiecare, nu știu, expresie din zonă. Ce ați face voi? Nu vorbiți cu ceilalți? Da, Gândiți-vă că-s dușmanul. Gândiți-vă ce ați face voi diferit. Și așa cumva i-a ajutat, cred, să-și contureze aceste personaje colective, mai ales personajul Ardelinor, care zici că era armata din Apocalypse Now. Deci, aș vrea să fac o precizare, dacă îmi permiteți, că o să fie probabil mulți ardeleni care o să vină să vadă filmul și eu am fost tentat în prima parte a lui să zic, bă, dar chiar n-a fost niciun scenarist din Cluj acolo. Aș vrea să pun un mic disclaimer și să spun că ar fi bine să vadă filmul până la final. Adică să nu tragă concluzii pripite de la începutul filmului, pentru că s-ar putea să regrete mai târziu când la sfârșit să face dreptate. Se rezolvă stereotipul, exact, da. Altfel, le-am simțit pe toate, adică nu vreau să le zic acum pentru că riscăm să răpim farme cu filmului în sine. Dar putem să spunem, de exemplu, că din scenariul original a picat scena cu un urs real. Da. Deci, sigur, oamenii n-or să vadă un urs real în filmul nostru. Ok. Asta e clar. Trebuia, era și mai probabil ofensator pentru urși. Exact. Pentru urși pe ăștia de pe marginea drumului, știi? Înțeles. Urșii din pădure, nu cred că văd ei film. Nu cred că au cinema. Da. Și nu o să tragă nici concluzii. Apropo de asta cu personajul Ardelenilor, personajele astea sunt inspirate din... Am foarte mulți prieteni din Sibiu și Cluj și numele sunt chiar poreclele lor reale. Și dar de ei la chiar ei... sunt din Sibiu și din Cluj. Da, tăi. Sunt și așa ne-a venit ideea asta de a le da acest cuvânt comun de ioi, pentru că cel puțin tovarășii mei, Chică și Tase, folosesc ioi și ce am mai puțin să mai zică? Liniștit, la orice. Ceas. Da. Și eul mai da.
Și asta așa mi-a venit de la un moment dat, tata se zice liniștit și dacă e de bine și dacă e de rău, nu înțelegi exact ce să faci când ți-a zis liniștit. Și am zis, bă, vezi că o să te trolesc cu chestia asta, uite, am niște personaje, o să le scriu după voi. Ei se bucură, abia așteaptă să vadă. Da, sper să le placă. Dar niște semințe de adevăr sunt acolo, adică nu e... Ca în orice stereotip. Da, da, da. Sigur. Mi-a plăcut oricum poziționarea pe care de altfel oamenii deja o intuiesc pentru că au văzut-o în trailer. Bă, când vine Clujul se simte. Mașină electrică, adică na, totuși vorbim de... Peste de sudiști ăștia proști. Un reper al civilizației, nu ce se întâmplă. Nu ca mitici. Nu ca mitici, vorba aia. Nici nu vreau să intru în această comparație care nu avantajează sub nicio formă pe nimeni de la această masă. Noi fiind sub o formă sau alta, toți puțin intruși așa, adică... Tu de unde ești de fel? Constanța. Ia uzi. Constanța, Călăraș. Aici știm... Dar ai observat superioritatea, ai observat că a ridicat din sprâncene când ai zis Constanța? Normal, pentru că eu, fiind crescut în Mangalia, deja m-a privit de sus. Eu l-am văzut, am simțit de cum, știe... Luai maxi-taxi, ce luai? Ce luam? De unde maxi-taxi, mă? Luam drezina pe motorină, că nici acum nu e tras curent de la Constanța la Mangalia. Stai potolit. Nu e, e cum s-a putut, îți dai seama. Dar oricum, sud. Micuțu? La Fox Angeles. Să știe. A mai venit cineva? Delegația de la Moldova, sunt la piscină. Sunt Emil și sunt senior team leader call center București. Când o să apară bombardierii din Craiova, mi-e mai frică. Ca să nu părăsim această zonă a specificului local, aș vrea să vorbim puțin despre castingul echipei din Moldova. Deci te uiți la mine. O să înțeleagă publicul după ce va merge în sălile de cinema de ce mă uit la tine, bro. Am înțeles. Ce anume vrei? Instagram? Ce anume îți permis tu? Nu știu, că nu vreau să stric nici socoterile filmului, nici pe acasă să creez panică. Nu, nu, nu. Nu e nicio problemă. Noi am făcut casting pentru... Dă-o așa pe noi. Dă-o când o dai pe noi, nu te prinzi. Adică e cumva împărțită vina. Chiar a fost pe noi, că am făcut casting la mai mult de jumătate dintre roluri. Într-adevăr, au fost și unele roluri pe care noi le-am gândit în timp ce făceam scenariu și vreau să mergem actori. Către anumiți actori. În cazul fetelor din Moldova, foarte multe sunt fete cu care noi am mai colaborat și în alte, că sunt sketch-uri, că sunt reclame, că era, nu știu, la Seral, că erau alte filme. Și au fost și casting. Cred că Roxana Condurache a dat casting, cred Mădălina, da, a dat casting. De fapt, cred că au dat toate casting, dar am chemat, lumea, ce vreau să zic e că am chemat din ce știam. Adică n-am făcut neapărat un casting call. Adică riscuri minime, cum ar veni. Nu neapărat. Eu și cred în ideea asta în care te cunoști cu cineva în timp, te ajută poate la un moment dat când, nu știu, faci o producție pe internet unde nu ai bani să o faci. Atunci când poți să plătești, îi chemi. Băi, uite, facem ceva mare, o să te vadă toată lumea. S-a întâmplat asta cu foarte multe. Am făcut asta și cu Letiția Vlădescu la Miami Beach, cu care făcusem sketch-uri. A venit când am avut ocazia să facem ceva mare. Adică mi se pare că e drăguț să ții oamenii aproape. Așa este. Vreau doar să știu dacă Moldova este Moldova de dincoace de Prut sau e un mix? Sau e de dincolo? În film ar trebui să fie de la noi de aici. De la noi. Asta la alta Prutului, dar în real life cred e un că mix. E un split, da. E un split, da. Dar intenția acolo, apropo de te uita la bro, gluma noastră a fost, bă, și oriunde se strâng acești bețivi idioți care abia așteaptă să bea și să facă sex, ar fi super enervant. Stai puțin să nu înțeleagă lumea că se întâmplă asta pe bune într-un team building. Da, nu. Că nu. Totuși încă voi România angajați, e capitalism, angajați-vă, adică Doamne ferește. Depuneți CV-ul. Ok. Așa. Am zis să fie niște tipe super frumoase, dar să fie deștepte și să nu bea deloc, ca să încuie total pe băieți. Coșmar frumos. Oricărui bețiv la un party de genul ăsta. Și ăsta era scopul, să fie un cuțit în coastă, așa. Sunt deștepte, sunt independente, nu consum alcool, nu pun botul la toate prostiile bucureștenilor. Dar coșmarul lor. De acolo, de la premisa asta am plecat. Altfel, pentru că tot vorbeam de corporații, să știe că să rămân multe lucruri bune, definiții care ar putea fi predate, după părerea mea, cu adevărat. În meeting-uri, atunci când se fac brainstorming-uri, mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, definiția capitalismului. Mi-a plăcut mult pentru că este explicată, e un fel de capitalismul pe înțelesul tuturor. Adică, pentru tonți. Nu, e chiar era carte. Știu ce zici, da, știu ce zici, dar e chiar cu eleganță explicată și inclusiv vizual, pentru că noi cu toții știm că are mai mult impact orice idee atunci când o și ilustrezi.
e explicată mai bine ca la televizor în talk show-uri, cred. E și mult mai scurt, adică o ții minte concis. Toată viața. Bă, asta da. E filmul până. Plus că o și simți. Adică, mai ales când o vezi ilustrată, o simți. Îți dai seama că da, așa, așa e. Toată viața am fost client. De-aia mă doare. Frumos, frumos, plastic, frumos, potrivită. Ai sentimentul la un moment dat că se duce puțin într-o zonă de hăhăială, după care aici e, e frumusețea definiției, că într-un final râzi, dar... Dar dai și din cap. Exact, da, exact. Cum faci tu, exact asta. E, e și ha-ha, e și aha. Exact, da, și ha-ha și aha. Foarte bine zis. Mi-a mai plăcut foarte mult definiția politically correctness-ului. Auzi, Chief, care-i faza asta cu politically correctness? Băi, o artă. Arta de a jigni pe cineva într-un mod diplomat ca să nu se prindă. De exemplu, cum zici cuiva, dași dracu că ești prost. Păi spui, apreciez feedback-ul tău și o să-l iau în considerare. Și dacă zici, mă doare în cur? Trimite-mi pe mail. Auzi, da, muie, cum se zice în corporateza asta, muie. Kind reminder. Ah. Nu cred că bănuiam noi când eram copii că o să ajungem să avem parte de o asemenea minune în viața noastră, acest politically correctness, care, mai ales pentru comedian, mă uit aici la tine, micuțule, e... Moartea pasiunii. Tot ce poate fi mai frumos. Este exact, adică nu este, pentru că în momentul ăsta e, și noi exagerăm destul de mult în mintea noastră, dar riscă să devină cam ce era pe vremea comunismului cenzura. Știi? Ceea ce nu e rău neapărat, pentru că asta îți obligă mintea să intre într-un tărâm creativ și să cauți tot felul de un substitut la un moment dat sau zone ocolitoare, știi? O ia micuțul acum, o ia micuțul acum exact cum am luat noi cenzura noi. Acum eu mă răsfăț, vă duc la persoana doua plural. Eu că sunt singurul din generația care a mai prins. Deci, pe vremea lui Neanicu, datorită cenzurii, erai stârnit să fii mai creativ. Exact. Te motiva să stări gardul ăla. Așa au apărut foarte multe bancuri cu multă perdea, ca să zic așa. Adică erau foarte... Stăteai și după 2000 te zice, că tu n-aveai cum să le faci prea directe, că riscai după aia. Da, da, a și colcăit în poporul român în perioada aia nevoia de, de a spune ce gândești. De asta, după ce, dacă ții minte, în 90, da, după ce a picat comunismul, toți românii scriau pe pereți pula. Deci asta era... Da, bine, asta că nu puteai să zici, adică era... Da, și după aia, când a început lumea să poată spună, a fost, sau era semnul, știi, că era puș. Da, da, da. Să zică el, că el e... Cum ar fi trebuit să zică micuț? Deci eu sunt cu femeile și cu juratul, efectiv am fost cel mai cu minte la filmul ăsta. Așa este. Crede-mă, ai văzut cum și personajul. Cum ar fi trebuit să zică micuț? Pisicii măsii trebuia să zică. Pisici trebuiau să spună românii. Pisicii măsii, guys. Pisicii. Dar știu semnul de care ziceai, pul jos cu știu. Ăla, ăla. L-am de la New York Andy, în baie. L-am lăsat în baie la Andy, pe pereți. Cu ce l-ai scrijelit, de curiozitate? O să vezi. Vreau să știu dacă pot să-l decupez cum se decupează alea de la Banksy, știi? Să mă duc să le pun și pe expoziție, să scop bambă ele la un moment dat, să zic, uite bă, asta a fost scrijelită de bro. S-a dus mult, care jet puternic. Ai asta e pe... pentru online, nu? Exact. Hey, guys! Ce se întâmplă în team building rămâne în team building. Vrei Cox? Ce acela Cox? Mi-a mai plăcut foarte mult acest dicton care mi-a adus aminte de... de mult, și de fotbal, și de sport în general, dar foarte mult de echipa națională, că... Nu e important să câștigăm, dar o lăsăm așa, că sunt și alte lucruri mai importante. Ăla e... Dar poți să spui că poți, e că în nu trailer. E. Da? Nu numai că e în trailer, dar este un film care are foarte mult umor în el, foarte multe poante și nu ne deranjează dacă dăm câteva aici, că nu e ca și cum spoiluim ceva. Da, deci o să rămân această vorbă, după părerea mea, care a fost verificată în ani de zile, de-a lungul
multora dintre întâlnirile care ne-au mers la suflet, dar și la nervi în același timp, nu e important să câștigăm, important e să piardă și ceilalți. Așa s-a construit țara asta. Hai exact. Să ne merg mai bine ca la bulgari. Nu e trebuie fix. Să fim noi numărul 1, trebuie să fim doar peste bulgari. Puțin, peste, da, puțin, puțin peste, nu trebuie mult peste bulgari. Și ne bucurăm așa. Băi, nu vreau să zic de nimic de rău de vecinii noștri, vreau să zic ceva de bine de noi. Vă aduceți aminte când mergeam în primii ani după 90, când ne duceam, am trecut granița către ei și am descoperit că șoselele lor erau cu un pas înaintea șoselelor noastre. Mă refer la asfalt. Atenție, vorbesc doar de șosea și nu de autostradă. Nu-mi permit să mă leg de autostrăzile bulgarilor, pentru că sunt atât de multe, prin comparație cu ale noastre, încât n-are rost să deschid acest subiect. Dar la nivel de șosea, trebuie să vă spun că în momentul de față mi se pare că avem un mic avantaj. Da. Deci pe mic așa, cumva, am simțit și așa o mândrie. Am zis, uite-mă, totuși, după 30 de ani, simt că șoselele noastre parcă sunt mai bine asfaltate decât șoselele lor. Și nu e toate. 85 ăla, știi? E chit care o bandă jumate. Tu zici ești... de la care se duce spre Focșean, cum ar veni. Da, da. Da, mă. Tot ești... E bine. Europa, e ce a, trebuie. Au autostrăzi, dar au veciori în curte cum avem noi. Dar bineînțeles, nu e până la cap, știi, iarăși asta de România. Bă, am făcut drum bun, da? Dar o bandă jumate. Ca să nu... Hai să nu ne învățăm cu binele. Că cine știe, vreți autostrăzi după aia, da, nebunile. Vreți să legăm Ardealul de Moldova, ia uite-te, mă. Eu am mai spus credința mea. Eu cred că noi pur și simplu suntem niște oameni cu picioarele pe pământ. Noi știm că se va descoperi... cum se cheamă asta? Engage. Da, teleportare. Teleportare. Voi vedeți că la internet am pornit mai târziu și suntem fruntea lumii, practic. Adică zbârne internetul aici. Hai să ne înțelegem, mult mai bine decât oriunde. Nu mai zic de Grecia, de acolo îl caut și nu e. Azi îl vedem și noi. Și eu cred că ai noștri nu bagă accelerația pe autostrăzile astea pentru că ele nu vor mai fi necesare. Vor să-i rosească bani pentru ceva, da, ce exact. 400 de ani va fi gratis. Da. N-are sens. Da. Iar asta ce zici tu cu o bandă jumate, asta e frumos, e cum e la noi, știi cum e. Și un pic. Exact. Hai să nu ne... Și pe mic. Da. Privește partea plină, că mai ai jumătate de bani. Bravo, micuțule. În loc să ai o bandă, exact. Mai ai și jumătate. Și dacă ți se pare că e prea îngustă banda aia, ia mergi doar pe banda aia și după aia mută-te pe banda aia plină. Vezi diferența. Bă, Europa! Europa! Unde erai? Știi cum simți, frate, că totul curge, ca lumea, n-ai nicio treabă. Cârnăcior de la Oltenescu, lunguieț așa. Ne place la femeia asta. Trădare, doamne, așa. Ioi! Frumos. Ce voiam să spun este că fiecare personaj are momente în care trece prin momente mai puțin ușoare, ca să zic așa, în scenariu. Adică... Ne-am străduit să fie, da, atât de multe personaje, să nu fie cineva chiar de umplutură. Am zis, hai să le dăm. Nu, și nici nu mi s-a părut că ați protejat pe cineva. Adică fiecare a avut cel puțin un moment în scenariu în care, bă, a trebuit să... Dar joace. Să știi că și ei, adică de la ei au plecat iarăși chestii, de la actori. Și asta, revenind la grupuri, fiecare grup, fără să-și dea seama, la un moment dat, vedeai și în pauzele de filmare sau când era o zi liberă, vedeai că fiecare grup avea lider, efectiv. Și de obicei noi stăteam și când mâncam și dacă mai beam o bere sau ceva, stăteam pe grupuri. Era foarte ciudat așa. Adică, Ardelenii la Ardelen, Craiovenii la Craiovenii. Toată lumea plecase. Păgașcă era. Și a fost o scenă pe care mi-o aduc aminte și mi s-a părut absolut incredibilă, cu Șerban Pavlu care stătea la masă, stătea în capul mesei, și era flancat de Nicolae și de Carol, parcă, de Adrian Nicolae, care e șeful Craiovenilor, și Carol Ionescu, care e tot Craiovenilor. Tot în echipa Craiovei, ca exact. Să zic așa. Și amândoi erau ca niște hiene care făceau glumițe așa și Șerban, care stătea pe spate și râdea exact ca șeful, care periat așa. Bă, dar era o chestie reală, deci aia chiar se întâmpla pe bune și mi s-a părut absolut senzațional. Deci ei în film nu-l periu. Adică alții sunt acolo la responsabil la capitolul periat. Da. Ca să zăpăcim complet audiența. Bine, ideea e că bă, filmul merită să-l vezi. Îl vezi, râzi, te distrezi, după aia zici. Asta voiam să zic ei, de fapt, când se clizeau ca vorba aia. Și cred că poți să relaționezi cu el și dacă, nu știu, toată viața, poate n-ai lucrat într-o corporație de asta de tot vezi exact. Pe la știri. Aia, dar în orice mică firmă ai fost vreodată, aceleași tipologii o să le vezi.
ăla care înjunghe pe la spate, prostul care e favorizat de către șef, șeful care știm cu toții, nu cred că e cineva să zică vreodată ceva de bine de un șef, poate să fie la cel mai ok om din lume. Da. Tot îi găsești un cusur, că de ce el peste tine, e știi, nu? Okay. E prea ok, da. Și de-aia sper să relaționeze de pe toate fronturile oamenii. Și dacă ai avut un job vreodată, să știi că te reprezintă. Da, și eu cred că cine a prins vreodată corporație, deci a prins și un team building, o să descarce mult, adică o să zică, da mă, băiete. Cine n-a prins corporație, că trebuie să mai plecăm și de la premisa asta, că nu or fi trecut toți pe la corporație, o să ducă măcar din curiozitate, să vadă, bă, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă la un team building. Puci distractive la ăștia, mă gândesc și eu 6 luni. Da, da, or să vadă o să vad un film în care e o petrecere. Asta, da. Adică, chit că nu știu despre team building, o să vad un film în care niște personaje se duc mult. Așa se e. Duc mult, efectiv. Au dat șpagă Oltenii? Ei ies... Nu, cred că s-a întâmplat. Se pare, da? Așa mi s-a părut, da. Și eram curios dacă au lăsat ceva. Un geamantan cu praz, și ce geamuri sparte și niște paturi dărăpânate. Păi, asta e mișto, că deși sunt... deci... Nu, ei și-au lăsat... practic n-au avut frână. Au avut doar accelerație și piciorul la fund, cum a venit. Exact. Asta și-au lăsat. Și-au lăsat sufletele și transpirația și toată energia de la fiecare cadru. Pentru ei a fost cel mai greu din punct de vedere fizic filmul ăsta. Pentru că sunt hellraisers constanți. Și am avut singurul moment în care s-a intervenit pe asistență medicală, deși avem stanturi, căzături, bătăi multe în film, a fost la unul dintre prietenii mei, Cristi Pulhac, care așa, este unul dintre craioveni, care trebuia să cânte, era momentul... Karaoke? Karaoke, exact, al lui Carol, în care cântă chilafonic Carol. Și ei... țipă și s-a făcut rău și a căzut la un moment dat, s-a întins pe acolo pentru că țipa de fiecare dată. Da, deși nu erau filmați în momentul ăsta. Deci nu se proteja. Asta e chestia, știi? Camera nu era pe ei, ei trebuiau să existe pentru atmosfera scenei. Deci, da, a fost, și când au zis că trebuie să mai facă o dată, a fost cea mai proastă veste pentru el și totuși a făcut-o la fel de bine. Exact. Avem câteva chestii pe cameră cu ei, că trebuie să-și cadă mult și așa, în care îi vezi că eu țip încă o dată. Dar ei nu știu că de multe ori ești într-un cort când filmezi și tu ești doar cu camera și nu uiți că te vede pe camera aia un cort întreg de oameni, știi? Și reacționezi ca și cum nu te vede nimeni. Hai, încă o dată, știi? Și mai tare la Craioveni e că ei mereu veneau cu întrebarea cât de beți suntem aici. Pentru că ei aveau... Și știi că nu se filmează liniar mereu și trebuie normal să ne întoarcem. Și cel mai nasol era pentru racord întrebau. Pentru racord, da. Cât suntem de rupți. Exact, exact. Racord însemnând, bă, scena se filmează din multe unghiuri și trebuie să revii mereu la începutul scenei. Și problema e că ei se duceau de multe ori departe, nu știu acum în spatele scenelor ce se mai întâmpla, probabil pentru ajutorul moral. Ajutorul se investește moral, în personaj. Dar de multe ori era foarte greu să vii înapoi, știi? Era mai ușor să te duci mai departe, să fii mai beat, dar dacă îi spuneai, bă, vezi că aici astăzi la început. Oh, ce înseamnă pauză, la început? Pauză. Da, plus că... N-am exersat la început. Și noi pentru că de asta revenim la întâmplarea aia frumoasă care a creat haosul ăsta minunat, noi modificam și scenariul aproape zilnic. A, da? Și deja noi pierdeam din minte în ce mai moment, știai. Adică când venea Nicolae și zicea, bun, deci eu cât de, noi cât de bine suntem aici. Eu efectiv nu mai încercam, mă și știe de foarte mulți ani și încercam să zic cu încredere, adică pe la mijloc, așa, nu sunteți foarte beți. Și ăsta mă prindea imediat și era, am înțeles, habar n-ai. Bun. Da. Băi, dar în ciuda faptului că ei într-adevăr joacă tot timpul cu pedala la fund, ca să zic așa, nu știu de ce, dar cel puțin Adi Nicolae mi se pare că nu face niciun efort. Bă, niciun efort, adică e... Spian. Nu, știe, da, știe. Și chiar... Ori e dăruit. Joacă la memorie. Nu, dar e și el, eu știindu-l din facultate, eu știu exact parcursul și el a devenit un actor extraordinar și pe lângă faptul că asta îl caracterizează, e foarte, foarte dăruit. Foarte, să vedem. Asta a ajutat foarte mult tot grupul, pentru că de fiecare dată când el făcea o mișcare, Cristi Pulha, care era acolo, care dădea energia aia, da, da, așa, da, da, da.
Și Nicolae, ochii tot timpul erau după Nicolae. Dacă, vezi, dacă mă, el zicea, real leader. Da, da, da. Iar Cristi mi s-a părut absolut senzațional. Este. Pentru un om care nu este actor, da, da, da. Mi se pare că el n-are foarte multe replici în film, dar toate replicile au fost absolut senzațional. Adică și ți iese în evidență în scenă. Iese, mă, exact. Da, 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 a jucat excelent, excelent. Așa mi s-a părut și mie. Pe lângă energia bună. Da, asta tot datorită găștii, a faptului că atunci el mi-a zis mie, bă, eu sunt mort de frică, adică mă mai așa pus într-o... Zice. Păi erau cinci, toți actori, nu? Dacă nu mă înșel la... Da, da, în gașca lor mai puțin el. Da, el era, bă, m-ai pus aici, ce o să zică ăștia, ce o să... Mai, m-am băgat cu japca, cu nu știu, dar l-au... Din prima s-au lăsat armele jos și datorită experienței și faptul că sunt și niște băieți super de treabă. Și când au venit pe platou, deci în primul rând, cred că noi, nu știu, noi... sau poate doar eu, încă nu-i văzusem pe ei împreună până la primul cadru și când au venit, îi auzeai efectiv. Ce deci tare. când da, veneau, pietrele, efectiv, când... la modul ăla, se auzea o melodie, cântau, dădeau un tonul, după aia cântau toți. Nu neapărat melodia din film. Nu, am înțeles, da, cântau, intrau în și au intrat, erau deja un tot, ei șase. Și am zis, bă, nu știu ce s-a întâmplat acolo în backstage, dar evident asta a fost leadership-ul lui da. Adi. E tare, mă, Gagiu. Adică ce să-i dăm cezarului ce al cezarului, ce să mai... Pavlu, ce să mai zic, că n-am ce să mai comentez aici. Impecabil. Și pare că și înțeles astăzi. Exact că a fost discuția. Bă, eu sunt un șef prost sau sunt un șef rău? Și noi doar am zis, nu, tu ești un șef orb. Ești de prea mult timp șef. Nu-ți mai pasă. Și e o nuanță cam dificilă să știi, bă, eu sunt caricatură sau sunt... Nu, tu ți-ți merge bine de atât de mult timp că ai uitat ce mai e sub tine. Asta trebuie să fie. Și s-a dus, degajat. S-a dus, da, așa. Și s-a dus și el all-in. Noi avem o scenă care nu apare, nu știu dacă putem să zicem, aia cu... Putem ce să nu poți să zici, că micuțul e simplu. Aia cu... când fumăm iarbă. Da. Și e un monolog acolo foarte drăguț scris de Alex, în care vorbește despre evoluția omului în corporație și cum ajungi de la un mic angajat la în poziția de șef. Și asta fumând marihuana, da? Da. Bă, și a fost absolut senzațional. Pe lângă faptul că pentru mine era cu aia joc cu Pavlu, ești nebun și avem scenă împreună mare... Și cum a ținut totul așa în mâini și mi s-a părut absolut senzațional. Și țin minte că Matei era atunci era la cameră și a venit la noi și zicea, bă, dar e incredibil cum de fiecare dată aveți același parcurs. Adică de fiecare dată aceeași inflexiune, nu era totul... Glanț, cum se zice. Da, ținea scena aia. Perfect la edit. Adică da, că poți să iei de acolo, de acolo. E aceeași scenă de fiecare dată, nu mai e probleme la edit. Și era și filmată pe la 2 noaptea sau da, ceva, era filmare de noapte. Avea, și a fost și seara în care a venit ursul la cameră, foarte aproape de cameră. Noi, știe toată lumea că sunt probleme cu urși în România și că intră probleme, peste tot. Urși, vipere. Mă rog, și am suntem avut... Suntem o țară în care se mai există și animale sălbatice. Pe noi ne trezeau petardele. Da. Deci la 6 dimineața dădeau cu petarde cei ca să îndepărteze urși. Eu când auzeam petarde știam că... Ai, gata, mă. S-a trezit statul românesc. De când vă mutați? Toți sudiștii la Cluj! Crezi chiriile, mă, toată ziua! Nu vreau să participi. Vreau să câștigi. Dacă nu, la sfârșitul nu ne dau fără pe toți. Nu vrem să rămânem șomeri. Ce facem? Păi ne zice șef. Îmi place că rămâne foarte limpede, după părerea mea limpede, visul oricărui corporatist. E bine descris. Adică asta visează mă orice corporatist după ce îl lasă nervii și părăsește corporația. Trebuia un happy ending, nu poți... Trebuie să-l arăți că se poate. Și e simplu, adică nu mai intrăm acum în detalii, că toată lumea visează același lucru, nu e așa? Cred eu. Adică oricine a trăit printr-o corporație speră că într-o zi să aibă parte de o pensiune. Să-și facă propriile reguli, da. Poate nu ar fi pregătiți pentru asta, dar de vista vistează. Da. Nu foarte populată, dar el să fie cumva însoțit în viață de... Cred că pentru public e mișto, având... Noi suntem șase sau șapte,
suntem 6, nu? Din București. Fiecare are un parcurs și un final și cred că fiecare dintre oamenii care o să vadă filmul ăsta să se regăsească în finalul uneia dintre cele 6 personaje. Deci nu doar finalul personajului meu, să zic așa, pentru că sunt mai multe acolo și sigur, pentru femei și pentru femeile care vor ceva mai mult și pentru relații și pentru personajul lui Cosmin care începe și termină mai... Un păcat, un păcat mai, cu el însuși. Gata. A văzut lumina, nu-și mai urește viața. Mm-hmm. Vezi? Foarte greu. Dar vezi la ce e bună corporația și capitalismul? La ce sunt bune? Dar să nu trecem peste replica aia, iarăși pe care a scris-o Alex, cu când vine Matei la mine, când suntem încă în București. Da. La birouri. Și eu preiau telefoane și zice, închid la un moment dat și zice, ce faci, mă? Și eu zic, muncesc. Păi cum muncești, că e închis omului. Și eu zic, păi da, nu se poate. Tu nu trăiești mai bine în România când știi că nu se poate? Și asta mi se pare chiar, știi, exact, iarăși venim la autostradă. La country, da, da. Bă, nu se poate. E împăcare, mă, se cheamă împăcare. Exact. Nu doar mai asta rezolvă mult. Pace, mă. Nu-i vina nimănui, doar nu se poate. Asta este. Tot la scene care au picat e una foarte bună. Nu mai știu de unde ai avut inspirația pentru asta, cea cu mersul la toaletă. Da. Care e un insight super funny, în care personajul meu supărat vrea să schimbe lucrurile în firma, în bucata asta de firmă, în call center, și clash-ul meu cu Cosmin este, bă, de ce se duc ăștia la toaletă atât de mult? Ca să aflăm că, de fapt, el le-a zis că dacă... Am trăit de unde pe bune, de fapt, da. Când eram la corporație, yeah, fiind și pasionat de subiect, știi, din alte... Tronul regal e... ceva ce orice bărbat iubește. Are partea lui importantă în viața omului. Tot, încă nu, eu acolo am învățat să fumez, nu fumam până atunci și tot coborând la țigară oamenii munceau. Ce tărâm de bază, bă, băiatul ăsta, acolo am învățat ce zi, să fumez. Lucrau 5 ore din nopt, că în rest erau ocupați. Acum am băut șampanie, da, pentru prima oară. Să fumez. Din pahar de plastic. Da, da, da. Și am găsit și o metoda mea de a chiuli și găsisem pe net un studiu conform căruia dacă te duceai, dacă nu făceai acasă treaba principală dimineața, da, și îți păstrai energiile până la serviciu să te duci la toaletă, 10 minute pe zi, la final de an, erai plătit de către șef cam 3 zile pe an degeaba să te caci. Da. Și am pus în aplicare. Păi nu, da, se punea în timpul de program. Și eu sunt și român, noi nu o dată pe zi, dacă tot e gratis, și cam de 3 ori pe zi mai inventam motiv să mă mai duc pe acolo. Zic, hai că fac acum, nu mai fac acasă, poate nu... Și calculasem asta, cam 3 zile și ceva, tu iei bani să faci felul 2 la... Frumos. Pe banii firmei. Da, dar îmi place și... că noi evităm să zicem să te caci, da, și zicem toate tâmpenii. Zic eu pula, știi, la non-stop, dar voi sunteți treaba mare, felul 2. Căchiți! Pula, pula, hai, da, muie, muie, mai fac semne, îmi scot pula la un moment dat, dau pe ea de revistele, dar de jazz și toată lumea e vagin. Și eu o să înceapă să zică, du-te în pisicile. Da, 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 da. Dar deci, vedeți ce înseamnă, mi se pare o chestie recurentă și care pleacă din liceu, pentru că dacă erai în școală și aveai nevoie la... Adică când ai descoperit, că probabil a rămas sentimentul în fiecare dintre noi, yeah, când ai descoperit în școală că dacă mergi la baie, tu ești tot la școală, da, dar nu, dar nu ești la... Nu ești la ascultat. Da. Dar acolo 10 pleacă, minute, știi? Oricum a rămas o scenă frumoasă la toaletă, dacă tot e să vă spunem pe aia. Și cu ocazia asta să zic și bravo pentru discretele împletiri... în susținerea partenerilor acestui film. Așa se face, adică, mă rog, puținilor, e frumos. Parteneri. Puținilor parteneri. Puținilor parteneri, mă rog, câți au fost. Câți dar asta au fost? A fost permis, asta am plecat încă de la început. Am zis, ai nevoie să te susțină brandurile, ai nevoie de ajutorul lor, trebuie să le iasă și lor ceva la, da, schimb, dar nu mi-arăta așa, nu mi-arăta, da, în față, da, pentru că noi când ne uităm la filmele astea americane cu care am crescut și care ne inspiră, nu-ți pui problema de ce se suie Brad într-un Ford. Da. Nu pare așa că ți l-a scos în evidență. Așa. Nu sunt beri fără etichete pe ele și așa mai departe. Și am zis, bă, e nevoie, e sănătos pentru toată lumea să unim aceste două medii, dar hai din să nu ne batem joc de inteligența publicului. Și am căutat pe cât posibil... Să le integrați. Să fie natural. Au fost integrate inclusiv în scenariu. Asta mi s-a părut mișto. Da. Da. Și mai e loc pentru viitor. Oricând. Team Building 2 mai era loc. Noi mai eram pregătiți. Script mai există. Locul.
Tot da, locul ar fi. Da, hă. Și inclusiv integrarea de parteneri, că la asta te referi tu. De da. Parteneri noi, ca să zic așa. Parteneri noi, branduri da. Și... Dar probabil că acest realm al filmului comercial nou este încă pentru agenții și branduri tabu. Nu știu ce e pe acolo. Da, da, hai că... Adică e mult mai simplu acum online, e mult mai simplu pe vechi la TV, probabil. Și de-aia încercăm să discutăm, să le spunem, uite, putem scrie scene. Altfel îți intră brandul la un moment dat într-un film după o oră în care ai creat un personaj și știi ce face personajul respectiv. Are sens față de un TikTok sau un sketch de 2-3 minute. Dar ce am avut, într-adevăr, nu că alea ar fi rele. Nu, putem să luăm bani și pentru zona. Bune, sunt bune. Dar asta că zicea și Cosmin de... Era să-mi fac și o cruce, nu știu dacă ai văzut. Îmi plecase una dreaptă, nu știu dacă... A zis Cosmin de procesul foarte complicat de a face filmul ăsta între noi trei, dar și aici intervenea și Alex când primeam un al 18-lea brief în timpul filmării, că trebuie să se schimbe ceva și de-aia el pleca de la cameră, câteva ori era în camera de hotel, scria scenariile, venea după aia către noi, plus aprobări și răsta aprobări și după aia venea la noi și era gen, bun, hai cum o facem pe asta acum. Dar n-ar fi funcționat dacă nu eram între ei. Da, dar era ciudat că tot noi trebuia să aprobăm, știi, și era foarte... A fost la un moment dat discuția cu Florin Piersic, că dacă poți să spui Florin Piersic da. În film. Mișto momentele alea. Acolo eu eram panicat, bă, nu se, apropo de Dumnezeu și dacă să-i spui numele și da, să da, se da. Supere, o fi bine, nu o fi bine, problemele legal, ai voie să spui Becali, n-ai voie să spui Becali. Erau și tot felul de semnale care ne veneau, vezi că în direcția aia n-aveți voie să filmați, că se vede o oglindă. Macarena, mă, sau ce era aia? Da. Apropo de piese. Mă, și gândeam ce-o fi, bă, Macarena la call center. Era o Maradona, era o Maradona. Cred că Macarena a rămas. Macarena. Cred că ne-am tot gândit la denumiri. Bagiu Macarena. Da. A, era și mă gândeam ce chiar doamnă... în momentul ăla am decis cum se numește. Da. Când mai da. Știu. 5-6 variante la tot. Da. Tare. Bravo! Asta e de ursul de aur! Erau reclame. Pe scurt, felicitările, masa și dansul? Se dau pe... Începând din ce dată? Da. Oficial pe 30 septembrie da? În toate cinemaurile din lume, dar până la lume, dar în principiu România. Păi și așa? România face parte din lume. Și pe 26 o să fie... Nu, pe 27. Aia e pentru Andy. E pentru bine. Da, da. Aici, eu sigur. Pe 26 niște chifteluțe, 2, 3, știi cum era pe vremuri. Pișcoturi. Da. Pișcotăreala e pe 26. Pișcotăreala e pe 26, am înțeles, da. Semințe, bere la pet. Frumos, exact. Deci din 30 septembrie în toate cinematografele pe scurt. Cine e curios, o să fie tot felul de avantpremiere. Adică, pentru cine nu știe, mai ales că noi vrem să readucem oameni la cinema, impresia noastră este că după Miami Beach cumva a venit și pandemia și oamenii și-au cam sunt scos. Sunt dornici acum să se întoarcă. Doamne ajută! Acum putem să ne facem cruce. Dar din ce am observat noi, s-a creat această idee că, bă, dacă ajunge pe o platformă de streaming la un moment dat, unde ne mai acolo, de ce să mă duc? Eu în continuare merg la film. Pentru mine, duminica, seara, asta însemna mall la film. Cinematograf, oricum. Cinematograf, da. Și de-aia, noi sperăm cumva să avem și susținerea românilor pentru un film românesc cu români. Da, românilor, românești. Români și care... Na, tot speră la finanțări din alte părți, cum ar fi și normal. Știu că toată lumea strâmbă din nas și spune, bine, asta era pe vremea fostului partid, acum la Partidul Nou nu prea mai strâmbă lumea din nas, din păcate, dar e absolut normal un produs românesc să obțină finanțare din partea... CNC-ului, zici tu, de la stat, da? CNC-ului, da, da, de la stat. Lucru care... E așa, e încă în dubii și nu se știe exact și e clar că avem nevoie de public în sălile de cinema, sigur că da. Da. Și e altă experiență. Asta, ca experiență, e ca și cum te-ai uita singur la un meci de fotbal de acasă versus a fi acolo în tribune cu toată lumea. Ții minte altfel? Mi se pare că e o comparație bună cu stand-up-ul. Stand-up-ul pe TV sau pe YouTube e foarte diferit și oamenii știu
sigur dacă au fost la show live, e foarte diferit de un show live. Așa e, cu totul altă. Și ca să încheiem, să zic și eu pe ofurile, ca să zic așa, noi ne-am chinuit mult cu filmul ăsta să fie mai bun decât tot ce am făcut până acum. Și pentru asta înseamnă și implicare financiară, și energie, timp cât am pus și transpirație în filmul ăsta, tocmai pentru că vrem să fie un 5%, un 10% mai bun decât ultimul. Nu cred în pași prea mari, cred la fiecare film măcar să fie mai bine și credem că am reușit cu filmul ăsta, având peste 20 de actori de comedie și un scenariu foarte, foarte funny. Dar ca să continuăm drumul ăsta, trebuie să și avem unde să le arătăm și cui să le arătăm, că altfel intri înapoi la compromis și ești în jocul ăsta constant. 3 pași înapoi, 1 înainte, știi? Și de-aia ne-ar ajuta foarte mult ca oamenii să revină la cinema din 30 septembrie. Bine, și pe mine m-ar ajuta dacă ați insista mai jos cu niște comentarii. De ce să vă mint? Că o să mă ia drept sărac, algoritmul, dacă îl țin doar pe share și subscribe. În fine, de fapt, voiam să vă mulțumesc în avans pentru înțelegere, căci următoarea întâlnire va fi peste 2 săptămâni. E o excepție, cam ultima regată din sezon în curând și n-am când să mai montez. Dar poate mă întorc o medalie și motivați absența. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!